Proiectul prin care lucrători în turism din județele Suceava, Neamț și Maramureș participă la cursuri de perfecționare a demarat în vara anului 2010. Până acum, peste 250 de persoane s-au specializat deja în meseriile de administrator, pensiune turistică, tehnician în turism, ospătar, bucătar, cameristă, recepționer și ghid turistic. Prin același proiect, Camera de Comerț și Industrie Suceava va lansa o platformă de e-learning și mai multe manuale de formare profesională pe suport electronic. De asemenea, la sediul instituției a fost inaugurat un centru regional de competențe în turism. Scopul acestei caravane educaționale este de a aduce la cunoștința mediului de afaceri din domeniul turismului și a tuturor celor care doresc să afle informații noi și manuale, cele mai noi manuale de pregătire profesională în domeniul turismului, realizate la standarde europene, și de asemenea să distribuim DVD-urile cu filmele educaționale aferente acestor manuale de pregătire profesională. Vorbim aici de profesiile de ghid de turism, agent de turism, bucătar, ospătar, recepționer, manualul de operațiuni în front desk, marketing și promovare în turism. Deci vorbim de o paletă largă de activități care trebuie adusă la cunoștința publicului țintă. Nu în ultimul rând, suntem mândri să spunem că în acest moment ne aflăm în fața celor mai performante metode de pregătire profesională din domeniul turismului, ceea ce evident interesează regional toate regiunile în care se desfășoară proiectul. Și vorbim aici de Suceava, de Neamț și de Maramureș.